Deci mai trebuie doar și doar star power. Hai să vedem, poate pică. Doamne ajut. Cum ar fi? Cum? Bă, what? Bă, nu vine să cred, cum naiba am luat star power-ul din... Ai, că a murit, bro. 34, doar 34 power-up. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars cu brawler nou lansat, BB. Dar din păcate nu este la reducere, este doar la 170 de gemuri. Nu știu din ce cauză n-au mai băgat la reducere. Poate că n-au mai avut răbdare sau poate că s-au șmecherit. Nu știu să spun. Înainte de a începe, nu uitați de butonul like dacă vreți să mă susțineți, pentru că nu am gemuri și trebuie să cam bag gemuri, dacă știți cum zic. Deci nu uitați de butonul like, vreau să facem acest episod peste 10.000 de like-uri dacă doriți să mă susțineți și vreți să mai vedeți astfel de episoade. Și să cumpărăm brawler, bineînțeles, din prima zi. Să-l și maxăm, că o să-l și maxez pe episodul ăsta. Nici nu se pune problema să nu-l maxăm din prima zi. Adică măcar power 9, dacă nu cu star power, știi ce zic? Și nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram la madalin.adria23. Aveți primul link de descriere, deci dați acolo un follow, pentru că gen vedeți mai multe noutăți și mai multe poze noi, zic și eu. Ok? O să revin imediat cu gemurile propriu zise. O să bag niște gemuri în plus ca să, cum să zic eu, și pentru skinuri, că o să vină niște skinuri zilele astea sau săptămâna asta sau cealaltă, nu știu când. O să bag niște gemuri și revin imediat. Ok, bun, am revenit cu gemurile propriu zise de care vă spuneam. Deci Bibi, nu știu din ce cauză este la 170 de gemuri. Trebuia să fie undeva la 100 sau 119 gemuri la ofertă, dar se pare că au băgat-o 7 zile pe shop și va fi cu 170 de gemuri întregi, adică întreg, prețul întreg, mă refer aici. Eu am, bineînțeles, și mega boxul ăsta de aici, și brawl boxurile și b-boxurile, dar sunt cam la limită de a lua, cum să zic eu, power points-uri pentru a face power 9. Și poate ce mai rămâne, poate să mai pice și un star power, nu se știe. Și de asta nu vreau să deschid mega boxul ăsta, că care ar fi șansele să pice din el sau să pice din 50-100 de brawl boxuri, când eu pot să și maxez. Dar bineînțeles nici n-are ce să mai pice, adică aș fi zis, bă, hai să mai deschid niște 100, să mai deschid 100 de brawl boxuri, poate mai pică un star power, poate mai maxez un brawler, poate, da, atâta timp cât ia maxa pe toți, n-are ce să-mi pice decât gold, adică coinsuri, cu goldul ăsta nu mai am ce să mai fac și aia e, deci, în fine, și dacă tot avem free box-ul ăsta, hai să-l deschidem, să vedem ce poate să pice, poate pică Bibi din ăsta, hai, pe naim, uite, vedeți, cam asta trebuie să-mi pice mie, atât, decât coinsuri, nimic mai mult, n-are rost. Haideți să o luăm pe nou brawler BB. Încă nu am găsit porecla potrivită, dar come to papi. Ok, am luat și cea de-a patra epică implementată în joc, numită BB. Acum nu rămâne decât să o maxăm, sincer să fiu. Ia să vedem unde este. Aici este, hai să o luăm pe fundal, să o avem pe fundal. Și o să deschid nu megaboxul, pentru că megaboxul las la final. O să deschid brawl boxuri până mi se face foame. Deci efectiv cred că o să dau pe rapid. O să dau pe rapid momentul acesta în care deschid brawl boxuri în prostie, pentru că din aceste brawl boxuri mai mult ca sigur și cu siguranță o să fac power 9. Și după aceea, cu puțin noroc, dacă mai rămân pe lângă ceva, să dau și la un star power dacă ar pica. Nu știu. Sunt foarte curios și șansa, șansa cât o să fac la gen la legendară, pentru că la momentul de față am 0.20 și iată să mă uit. La momentul de față am șansa la legendară de 0.25.92. Sunt foarte curios dacă o fac undeva la 0.30 din chestul ăsta, dar nu prea cred. Nu știu în ce măsură s-ar putea. Dar nu uitați de butonul like și de abonare, băieți, dacă doriți să mă susțineți și vreți să mai vedeți astfel de episoade. Și opa, 12 gemuri, opa. Dar n-are ce brawler să mai împice nou, asta e clar. Ok, și dacă, bineînțeles, doriți să mă susțineți, v-am zis, nu uitați de butonul like și de like. Diseară o să facem live pe YouTube, că aseară am făcut live pe StreamCraft, pentru că n-avea ce să fac, adică așteptam brawlerul nou. Dar asta seară o să facem live pe YouTube cu brawlerul nou, o să-i dăm push la 300 plus trofee, eu zic. Ok. Da, cam n-are ce să mai pice, adică powerpoint-urile atât. Nu mai poate să mai pice star power pe absolut nimic. Brawler nou, pauză. Și să fi dat sincer, să fi deschis brawl box-ul astea, din câte am observat eu și am văzut un videoclip, șansele erau de vreo 250-300 de brawl box-uri ca să se pice sigur brawlerul ăsta. Și la ce naiba să zicem că risc 100-200 de brawl box-uri când o să l-am power 1 și nu o să facă mai nimic. Adică mai bine îl maxez să fie OP, adică să fie foarte tare, să-mi fac treaba cu el. Ori așa, la ce naiba, deschid brawl box-uri ca să l-am power 1 și să l-am acolo. Bun. Ia să vedem cât avem noi la power points. Opa, mamă, s-a obișnuit să o văd ultima. 322. 322, din câte știu, trebuie vreo 1500, parcă. Să o max. 1500 sau 1100? Nu, cred că 1500, 1500. Oricum e la limită, chiar și e la limită cu power points-urile. La limita limitei, dacă îmi dă, deci dacă îmi dăm continuu câte 5 power points-uri, câte 4 power points-uri, la limită. Trebuie să-mi dea de mai multe ori câte 10. Ok, câte 10, bun. 25 chiar, foarte, foarte bine. 8.
Deci nu trebuie să-mi dea de multe ori 4 cu 5, ceva de genul. Să-mi dea peste. 6, bun. 6. 7 chiar. Bun, e ok. Eu zic că dacă o ține așa e chiar ok. Undeva media să fie de 10 și e chiar super ok. Pot să mă axez. 6, dar nu cred, nu știu dacă mai știu bine dacă trebuia 1500 sau trebuia decât 1100, nu mai știu. Oricum, brawlboxurile sunt value, pe lângă faptul că îți dă gemuri. Deja aveam vreo 400 la început, gen, înainte să o cumpăr, să cumpăr pe BB. Pe lângă faptul că îți dă gemuri, mai dă și etichete, e ok. Mamă, dar uitați-vă la coins-uri câte am. 13500. Să ne înțelegem, 13500 de coins-uri. Bun, BB 3 gemuri. Bun. Pe etichete. Nu știu, n-am ce să zic, adică decât să zic 10 powerpoints-uri, 5 powerpoints-uri. A, da, voiam să vă zic de chestia cu Supercell-ul, deci a băgat la 170 de gemuri. Nu mă întrebați că habar nu am, deci habar nu am. Pe lângă faptul că acum câteva zile a băgat oferta pe shop și a făcut episod, a băgat oferta pe shop cu 3 legendare, adică, și cum îți faci o noftică, bă, n-ai nicio legendară, ia băgat tu niște gemuri și ia-o și tu, adică, pe bune. Pe lângă faptul ăsta că a băgat 3 legendare pe shop, acum bagă pe BB foarte rapid în joc, m-aș putea să o bage undeva la o săptămână de la Brawl Tarko pe care l-am avut. Și a băgat-o direct 170 de gemuri, frate, 170 de gemuri. Nu știu cât își pot permite, adică totuși. Pentru o epică de 70 de gemuri. Eu v-am zis, bine, nu neapărat că v-am mințit, dar nici eu n-am știut, pentru că de fiecare dată, fiecare brawler ce era implementat în joc și era băgat, era la reducere. Și de asta v-am și zis, bă, o să fie undeva la 109, 119 gemuri, cam pe acolo. Pentru că 170 e prețul inițial. Dar dacă ei nu vor, ce să le fac eu? Ok, cred că nu era 1500, dacă e cu 1500, cred că nu o să-l pot maxa. Nu mai știu sigur dacă era 1100 sau 1500 powerpoints-uri, chiar nu mai știu, o să vedem acum. Ok, un event ticket. 5 gemuri, bun. 8 powerpoints-uri, 7. 6 acum. Oricum, apa asta este foarte bună, Stormy Plains, chiar o să pușăm astăzi pe ea. Pentru că e cu pereți, exact cum trebuie pentru BB, să dai și superul ca să lovească pereții cu bubble gum-ul acela. Gen cu guma ei mirobolantă. Și vă dați seama că o să, gen, dacă e cu pereți, o să nimere mai toți brawlerii prin pereți ce sunt băgați. Pentru că se va lovi de fiecare perete. Vedem noi, adică e imposibil să nu jucăm pe acest episod. Pe lângă faptul că s-au băgat și mapele acestea noi, gen Grabu și Bounty, pe care o să ne jucăm, să vedem cum sunt de început. Oricum, cred că o să ne dea câte trei meci, trei în echipă, trei BB, sau minim una. Ok, un event ticket. Doi event tickets-uri. Acum sunt foarte mult, cred că 1110 trebuia, nu? Ia stai să ne uităm. 1200, nu, am trecut de 1000. Nu, am trecut, nu, încă mai îmi dă. Nu știu de ce ne-a picat așa de greu powerpoints-uri, sincer să vă spun, băieți. 1174, 1180. Cred că o să mă apuc eu să dau niște upgrade să văd câte mai trebuiesc. Hai să dau un upgrade. Adevărat. Hai să dăm un upgrade să vedem câte ne mai trebuiesc pentru power 9. Uuuu, da. Mai trebuie cam vreo 200. Dacă calculul meu matematic este bun la ora asta, cam 200 mai trebuie. Da, v-am zis că este la limită, băieți. V-am zis, dacă deschideam niște brawl boxuri, nu mai aveam șansă ca să mai pot maxa pe BB. Deci nu mai aveam șansă dacă o deschideam brawl boxuri. 446. Mai am și B-box-urile și Mega-box-urile să deschid, poate îmi dă Star Power, dar nu știu ce măsură poate să-mi dea, sincer să vă spun. Ok. Mai trebuie încă 40 și ceva. 523, 530, încă 20. La limită, mamă, mi-a dat la limită, ești nebun la cap, 20 la limită, bun. Și acum hai să o maxăm pe BB. Power 9 din prima zi. 5880 viață, 1820 per hit, 1400 pe super, am înțeles. Și acum trebuie star power-ul, gen. Deci mai trebuie doar și doar star power-ul. Hai să vedem, poate pică, Doamne ajut. Cum ar fi? Cum? Bă, what? Bă, nu vine să cred, cum naiba am luat star power-ul din... Wow, man! Trebuie să fac screenshot, hai că am mai făcut screenshot, am luat telefonul de emoții, l-am și apăsat pe ecran. Oricum am pe filmare, dar cum naiba? Cum naiba să am star power-ul din unul sau două, din două brawl box-uri mi-a picat star power. Wow, și mai am 19 brawl box-uri, două b-box-uri și mega box-uri pe care nu l-am deschis. Bă, ce, ia să vedem câtă șansă avem la 0.2784, deci nu mi s-a mărit șansa. Băieți, nu-mi vine să cred așa ceva, cum naiba mi-a dat star power atât de rapid, eu eram foarte ghinionist la star power. Și pe contul ăsta mi-a picat foarte greu star power, dar de data asta mi-a picat extraordinar de rapid și nu știu din ce cauză. Da, ok, star power-ul ce face? Când are bara aia de jos încărcat, oricum o să vă arăt că o să dă meciuri, nu se pune problema de meciuri.
Când are bara aia de jos încărcată, prinde viteză mai mare decât cea normală. Și cu mult, și cu mult. Testat asta. Hai să dăm prima dată pe mapa asta nouă. O să dăm pe fiecare, cred că. Pe fiecare 3v3, cred, nu știu. O să dăm și la solo. Hai să dăm prima dată pe mapele, nu știu cum se spune corect. Astea noi, care au fost implementate jocică. Haideți să dăm și primul meci pe Gengrab. Cred că o să ne caute cu siguranță câte o Bibi în fiecare echipă. Deci genul ăsta o să fiu Bibi în echipa mea și încă mai trebuie încă o Bibi în altă echipă ca să-mi dea adversari. Și cred că dacă intru la 0 trofee o să-mi dea numai Bibi, ce e drept. Dacă intru la 0 trofee, mă refer la solo, pe bază de solo, o să-mi dea numai Bibi pentru că așa a fost de fiecare dată. Când a fost lansat Carly erau 10 Carly match, când era Jin la fel, bine nu chiar că a fost mitică Jin, dar totuși. Mitic, parcă Jin mitică, nu? Dacă nu mă înșel eu. Mamă cât de rapid se mișcă, da, pe bune, uitați-vă că se mișcă cel mai rapid dintre toți. Oh, Diu, ce m-a depărtat, what the fuck? Ce repede m-a depărtat să mor. Leon al meu, ce face? Mâncai aici gura lui. Leoane, ce faci, tată? Mamă, ce bine a tatu, ce bine a tatu Roza. Bine, bine și cal acolo. Bine, m-am riscat eu, dar nici nu sunt obișnuit, ce e drept. Mamă, ce l-am rașchetat. Du-te, bă, de aici, de lângă mine, mă, bă. Pleacă, bă, de lângă mine, ești nebun. Bine, ce e drept, superul e foarte, nu e extraordinar de OP. Noroc am power maxim, ești nebun la cap. Superul nu e așa de OP la brawlerul ăsta, sincer. Nu e așa cum e Roza. Roza a fost foarte OP din prima zi. Deci Roza a fost foarte OP din prima zi, băieți. Asta nu știu, nu, cam scârție, sincer să vă spun. Cam scârție, băieți, brawlerul ăsta, sincer să vă spun. Nu e așa extraordinar de OP pe cât ar trebui. Am dat și superul, dar important e că gen băieții mei au luat gemurile. Oricum dă o grămadă de damage. Dă o grămadă de damage, dă-l încolo că dă o grămadă de damage, din 3 hituri pică pe Mortis. Dar singurul lucru, power 10, ești nebun la cap, ce mai vrei mai mult de atât? Și ăsta cu Leon power, power 3, 0 trofee, wow. Da, nu este cel mai extraordinar brawler din joc, părerea mea, dar e ok, nu știu, e ok. Hai să dăm și la Bounty, să vedem cum este și Bounty-ul, gen harta nouă. Da. Ca Roza nu e, clar. Roza a fost și rămâne una dintre cei mai buni brawler la momentul de față. Ăsta cam scârție, nu știu. Bibi asta cam scârție. Mă, dar ce cu pereții ăștia, mă, măcați ești gura ta. Wow, și m-a dat la o parte. Pe bune, n-am avut nicio șansă acolo. A, deci eu nu trebuie să ocolesc pereții, practic și pe aici pot să trec. Mă, sunt ca un oblete. Acum am dat eu la o parte de mine, gen la distanță. Bine, sincer, aici trebuie brawler de... trebuie distanță multă. Hai că am dat și eu superul dacă e ceva. Am dat superul, a lovit toți pereții. Nu cred că e așa de OP și o să facă diferența, nu știu băieți. Vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă credeți că este foarte OP Bibi și o să facă diferența sezonul ăsta, pentru că eu nu văd. Bun, hai că l-am omorât și... am omorât și eu unul, ești nebun. Să mă feresc de acea Piper, de hiturile de la Piper. Ok, hai că am omorât acolo pe... măcar am dat și un super bun. Uitați-vă cât de bun a fost superul. Că gen... am dat și în Leon acolo.
E leon invizibil. Pleacă, bă, de lângă mine, ce ai? Ce bine a sărit acolo. Ce-mi place mie foarte mult e că are viteza extraordinar de mare. Dacă îmi dă alta în mine, gen... Trebuie să mă feresc de Piper aici. Ce naiba că și ratează hit-ul, lol, man. Mamă, greu de jucat, e greu al naiba. Am eu star player, dar... Cam greuț de jucat Brawler-ul ăsta. Sunt foarte curios și pe Brawl Ball. O să dau un match și de Brawl Ball pentru că... Merită, episodul ăsta chiar merită, mai ales că am luat și Star Power, un episod așa mai special. Hai să dăm și pe Brawl Ball un match. Nu știu dacă o să schimbe meta, sincer. Rosa a schimbat meta sezonul ăsta, adică gen gameplay-urile de solo, a rupt efectiv, dar Brawler ăsta e cam ca Jin, când a fost băgat Jin. Carl încă a fost OP, sincer să fiu. Dar e cam ca Jin Brawler ăsta. Bibi asta. Când a fost băgat Jin, implementat Jin la fel, am avut power 0, pentru că nu, gen, încă n-aveam brawlerii toți maxați. Și foarte greu mă descurcam cu Jin, foarte, foarte, foarte greu, pentru că avea targetul, dădea damage foarte puțin, avea targetul foarte mic. Da, nu știu, nu știu ce să zic. Uite, dă hit în mine, mă distanțează și eu nu mai pot să mai dau hit în... E cineva aici? Nu, cred că e băgat aici. Da, mamă cât l-am îndepărtat pe ăla. N-a știu ce lovește, ești nebun. Mamă, ce gol am dat fără să vreau! Wow! Bă, ce gol am dat fără să vreau, am vrut să dau superul. Am vrut să dau superul și am dat gol fără să vreau, ești nebun la cap. Mamă, și bălăia la next level stă pe loc și mai dă și el câte un hit din când în când. Nu știu cum am murit acolo. Că am dat în minge, dar gen murisem deja. Ok, bălăia asta văd care-i mingea și nici nu-i dă drumul. Mai dat acolo un hit în... Ok, hai mă, dă-i mingea, ia mingea. Dă-i mingea, ia mingea. Și golaso. Bun, acum pe partea de solo. Hai să vedem ce facem pe partea de solo. Să testăm brawlerul ăsta, să vedem cât de OP este pe partea de solo. Cât de OP sau cât de ne-OP este. Pe full screen este pus, e perfect. Hai să-i dăm. Să vedem cât de bun poate să fie brawlerul ăsta. Cred că o să ne dea cu 10 bibi, este? Sau cred că o să ne dea și Leon sau altceva pe lângă. Ok, văd că mai am o bibi aici, lângă mine. Dacă dăm hit una în alta, cred că o să ne țină la distanță. Mamă, mai avem și o Pam. Vreau să iau chest-urile astea. Ai că da. Oh, și mai avem și Roza. Adevărat că și Roza e foarte OP. Vreau să iau chest-ul. Nu vreau să joc ca ultimul noblete, băieți. Chiar nu vreau să joc ca ultimul noblete. Bun, chest-ul se bate foarte ok. Vreau să iau cât se poate de mult chest-uri. 30 naiba de aici, de lângă chestul meu. Dar hit-ul se încarcă foarte rapid, ce e drept, băieți. Deci hit-ul se încarcă foarte rapid. Se încarcă foarte rapid hit-ul. Ok, hai că l-am bătut și pe ăla, am 10 power-up. Come to papi, brother! Cu Roza sunt foarte curios să văd dacă pot să o pic. Mamă, ce a dat hit și a trecut-o. Și am trecut. Bă, ești prost. O, mă, ce fac ăștia, bă? Dau cu mine de pereți. Pleacă, bă, de aici. I-am dat cu ea în... Opa.
Am dat cu ea în zonă, frate. I-am dat un hit și eu și a trecut în zonă. Pleacă de aici. Hai să iau și power-up-ul ăsta. Mai iau și power-up-ul ăsta. Mamă, 4000 per hit, ești nebun la cap. 4000 per hit. Pleacă, bă, de aici. Nebunule care știu. Ia să vedem câte hit îi dau. Mamă, dar am apucat să-i dau hit. Bă, dar cum dau ăștia, mă, tot timpul, mă, înainte și eu dau după, mă. Așa subțirel sunt. Scuriesc că dau hit. 4900. 4900 per hit, băieți. Ce mai vrei mai mult de atât? Ok, primul match-up. Bine, am și star power, ce drept. Am star power, mă mișc foarte rapid. Și mă ajută și la bătutul chestului foarte rapid. Foarte repede. Dar hai să mai dau un match. Mamă, ce entuziasmat sunt de brawler nou. Dar după aceea de la 500 plus e jale, adică. Întotdeauna asta s-a întâmplat. Dar se mișcă foarte rapid. Star power, să știți că ajută ca rapiditate. Ca rapiditate ajută foarte mult star power-ul. Și se încarcă repede și, și hit-ul, ce e drept. Ia să iau chest-urile astea. Bun. Pleacă de lângă chest-ul meu, ăsta este chest-ul meu. Avem și pe Daryl aici. N-am apucat să-i dau hit. Ia să iau și chest-ul ăsta. Ok. Opa. Să încerc să mă feresc cât se poate de mult. Come to puppy, brother. Îi dau aici un hit? Ia să vedem. Hai că... da. Hai că am dat hitul, băieți, dacă e ceva. Oh, ok, e bine. Am nevoie de robotul ăsta. Nu știu cine l-a scăzut atât de mult. Bun. Iar am ratat superul. Trebuie să mă obișnuiesc cu super, băieți. Mamă, dar câte mine erau aici, mă? Cum mai e o mină și pe aici? What the hell? Mai erau minele de la ăla de mai devreme. Cu superul trebuie să mă obișnuiesc să-l dau frumos. Nu mă fac, mă, Timing, ești nebun la cap. Mă alergă ăsta. Da, uite că a luat robotul pe el. Pleacă, bă, de aici. Din nou, 18 power up. A, și renunțat, am înțeles. Am înțeles cum stă treaba. Am înțeles cum stă treaba. Bun, cred că o să mai dau două meciuri. Două meciuri pentru că trebuie să editez și eu videoclipul ăsta. Trebuie să-l editez. Pe lângă faptul că trebuie să-l editez, să-l randez, să-l încarc și pe YouTube. Până se încarcă și pe YouTube, cred că o să fie foarte lung. Deci nu o să mai prelungesc foarte mult episodul. Ok, o să iau gen aceste brawl box-uri, doamne, chest-uri. Oh, so close, brother. Ce mă risc, nebunatico. Vreau să iau cât se poate de mult power-up, mult, cel mai mult power-up pe care pot să le iau eu, gen. Pentru că asta te scoate. Te scoate foarte bine. Opa, nu mai trebuie să mai dau un hit. 9 power-up deja. Pleacă, bă, de aici, Rosetto. Cred că îmi schimb părerea despre acest brawler. Dă damage foarte bun. Nici n-a apucat să sară, ești nebun. Bă, nici n-a apucat să sară măcar. Deci am power up în continuu foarte mare, băieți. Sunt foarte curios din câte hituri bar robotul ăsta. Uitați-vă cât de repede bar robotul, nu-mi vine să cred.
20 power-up. Mam, nu că mai bat. Vreau să fac record de power-up. Vreau să mai bat și robotul ăsta. Dar să nu iese gen Piper. Că vreau să mă distrez. Hai să mai vină un robot. Sper să nu se omoare Piper, că vreau să... Vreau să mai iau roboți. Nu muri! Nu te lăsa mort! Așa. Fii răzbunător. Două șase power-up. Băi, termină-te. Piperiță. Bun. 29 power-up. Asta nici nu știi ce fac, gen. Că eu am... am power-up mai mare ca robotul. Power-up HP, pardon. Pleacă de aici, că te omor. Ai, că am murit, bro. 34, doar 34 power-up. Doar 34 power-up. Voiam să-i dau un hit și la, și la Piper să fi văzut cât ia. Bine, aveam 35 dacă mai luam și power-up-ul ăla. Oricum, ăsta o să fie ultimul meci de pe acest episod. O să fie un episod de jumătate de oră, ești nebun. Oricum, live-ul de diseară o să fie unul bombardier. Ok. O să iau chest-ul ăsta de aici. Pleacă, bă, de aici. Cred că o să fie Piper pe aici. Ah, ok, era aia acolo. O să iau chestulețele ăsta. Chestulețele. Hai că am dat și eu dacă e ceva. Am o problemă pe... băieți, pe super. Trebuie să mă obișnuiesc cu superul. Bine, trebuie să ai și noroc ca să lovească pereții, ce e drept. Ia uite cum a lovit aici peretele. O, bă, Gogule, termină-te, ce ai aici, nebun la cap? Te pui cu bossul? I-am dat un heal, am oprit din super. Da, bați foarte rapid și robotul. Și robotul bați foarte rapid. Foarte, foarte rapid îl bați. Îi se încarcă hit-ul extraordinar de rapid. Extraordinar de rapid îi se încarcă hit-ul. Extraordinar de rapid îi se încarcă hit-ul, băieți. No, e win după win, win după win. Cred că îmi schimb părerea despre acest brawler. Îmi schimb părerea despre acest brawler, băieți. Cred că se pare că e foarte OP. Foarte, foarte OP. Roza a fost cum a fost. Dar se pare că îi dă bătaie la Roza. Deci se pare că îi dă bătaie la Roza. În fine. Nu uitați de butonul de like și de abonare, băieți, vă aștept diseară pe live, un live incendiar, bombardier, scuresc local cât sunt, ia să vedem. Leaderboard, local și cu brawlerul acesta. Pe locul 52, uite ce au pușat băieții. În fine, o să pușem și noi diseară, nu e nicio problemă. Nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți, ne vedem diseară pe live. Toate cele bune, ne auzim, pa, pa!